Apoi ei au o vorbă pole pole, adică în limba noastră se traduce um, încet încet. Bun. Și uh, interesant este că atunci când am aterizat pe aeroportul din Zanzibar, um, Bine, hai să încep, deci când am plecat din România, am plecat din Băneasa, a fost o scurtă escală în Luxor, în Egipt, dar nu ne-am dat jos din avion, a fost doar ca să alimenteze avionul și să schimbe echipajul și apoi am continuat călătoria până în Zanzibar. Am plecat din București undeva la ora 10 jumătate seara, cam așa, și am ajuns în Zanzibar pe la 8 dimineața. Dar pentru mine nu a fost obositor, pentru că sincer am dormit, am vrut să vă fac poze și filmări pentru luna plină din rac, a fost. Chiar în noaptea aia, dar uh, eram atât de entuziasmată și puțin stresat pentru că am plecat singur.